Deșteptarea. Nu știu cât de dificilă e viața în Galați, însă când vine vorba de murit, apare o problemă. Să nu mor vinerea este ultima decizie a autorităților locale. Da, râdem, noi râdem, dar... E pe bune, adică... E pe bune, da. Adică da. Nu se vor mai face înmormântări duminica pentru a respecta drepturile groparilor. În Galați se întâmplă. Ne-am gândit să aflăm mai multe detalii despre acest subiect de la corespondenta noastră din Galați, Emma Turcu, cea pe care o avem în direct acum. Bună dimineața, Emma! Bună dimineața! Cum se întâmplă? Adică înțelegem că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, numai duminica nu se poate petrece mormântare. Adică prin sâmbătă, luni, că de ce se întâmplă chestia asta? E o decizie pe care a luat-o societatea de gospodărire urbană, cea care gestionează și administrația cimitirelor. În urma unor controle, spune directorul de acolo, de la administrația cimitirelor Societatea de Gospodărire Urbană, cei de la ITM au atras atenția în mai multe rânduri societății că nu se respectă drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă și în codul muncii, drepturile groparilor. Sunt foarte puțini, sunt doar 15 în toate cele 3 cimitire aflate în Galați și nu li se poate asigura acel repaus de 48 de ore consecutive pe care le prevede codul muncii. Și atunci... Am înțeles că nici oamenii nu prea mai vin la concursuri. Nici nu știam că... Da, sunt și acum este scos la concurs, sunt scoase la concurs posturi de gropari și nu numai, de multe alte meserii. De ce taman la concurs stau să mă întreb? Adică... Pentru că așa prevede legea. Așa, trebuie am înțeles. Și angajați când... prin concurs. Te duci la concurs, cum faci? Sapi o groapă, îți arăt măistria. Probabil, viteză. Nu am idee. Probă scrisă și orală. Ai probă scrisă, cum să... Să mă ierte Dumnezeu la acest subiect, ca să zic așa, dar totuși sunt lucruri pe care nu poți să le oprești în funcționarea unei comunități. Că așa se întâmplă aici, trebuie să găsești o soluție. Nu e ca și cum poți să-i spui unei familii, îmi pare rău azi, nu la dumneavoastră, mai așteptați o zi. Să vă mai spun un lucru, să știți că programul la administrația cimitirelor, programul groparilor, este de luni până joi, de 8 ore, iar vinerea și sâmbăta este program, și aici e program scurt, adică nu poți face o mormântare după ora 14, pentru că teoretic nu mai sunt gropari. Ei având program pentru respectarea acelor ore de repaus, au program până la ora 14 și vinerea și sâmbăta, iar duminica deloc. Adevărul e că la ce meserie au, cred că merită. Sigur că merită. Chiar foarte multe zile de concediu. Nu, nu există și posibilitatea externalizării, adică cum să mai face? Dai la o firmă care să ocupe în restul timpului sau... Eu ieri am vorbit cu directorul de la Societatea de Gospodărire Urbană, cu Dragoș Magiaru, care mi-a spus că în acest moment, având în vedere că această decizie, care nu este nouă, ea a fost reiterată în urma controalelor făcute de ITM, dar această decizie este veche, numai că nu se respecta, pentru că groparii stimulați de familiile decedaților veneau și în timpul liber și făceau înmormântări, pentru că primeau ceva, știți și voi că se dă câte ceva. Înțelegem și că decizia este temporară, totuși, până când se va rezolva criza. Se caută soluții pentru a acoperi și perioadele în care, teoretic, ei nu ar trebui să lucreze, pentru că în perioadele în care ei vin benevol de acasă, așa cum spuneam, stimulați de familiile decedaților cu bani, ei nu sunt acoperiți de codul muncii. Dacă se întâmplă ceva, e foarte complicată după aceea situația, pentru că nu prea ai cum să o încadrezi și ei nu pot beneficia în cazul unui accident de muncă, să spunem, care se poate întâmpla, având în vedere meseria. Nu pot fi acoperiți de... știu eu, eventuale asigurări. Sigur, sau ai perfectă dreptate. Dar nici birocrația nu moare vreodată, adică... Nu, evident că nu. Chiar ți-a până... Au intervenit.
Nu, nu folosi terminul ăsta, te rog frumos, în subiectul ăsta. Au intervenit și medicii care spun că rudele celor decedați ar putea să aibă mari probleme de sănătate din cauza prelungirii perioadei de suferință. Deci sunt și probleme foarte serioase care... Eu îmi închipui dialogul și îmi pare rău de necazul dumneavoastră. Când s-ar... Păi cred că joia viitoare. Păi azi e joi. Păi da, dar n-avem posibilități. De joi până luni. Adică nu duminică, luni. Sau da, sâmbătă. Duminică, sâmbătă da. Până la ora 14 se pot face înmormântări conform programului pe care îl au groparii la locul de muncă. Ideea este că nu se găsesc oameni. Nu se găsesc oameni pentru nimic, adică pentru a-i angaja și aici, cel puțin aici în Galați, dar cred că e o problemă generalizată. Pe unele meserii chiar nu se găsesc, sunt în permanență scoase posturi la concurs și nu sunt doritori. Da. Ne scrie cineva, uite, foarte bună observație. Unde sunt cei trei care l-au îngropat pe pastorul din Zambia? Îi caută poliția pe cei de vorbeam la 7 dimineața, ar fi candidații perfecți. Păi, îi așteptăm la concurs, dacă îi găsește cineva sau corect. Dacă pot lua legătura. Nu pot să dai. Sunt așteptați. Știți, de exemplu, tot în această societate de gospodărire urbană, care pe lângă administrația cimitirelor mare și spațiile verzi și multe alte activități, pentru spații verzi, unde la fel de 2 ani de zile nu se găsesc oameni care să dorească să lucreze, au fost aduși muncitori din Nepal. Din de Nepal? Exemplu. Wow. Nepal, da. Asta e foarte, foarte tare. Mulțumim foarte mult, Emma. Și care e povestea, dincolo de faptul că sunt bani puțini și, mă rog, e o meserie greu de făcut, nici nu e pe măsura așteptărilor, nu e instagramabilă. Păi cum să pui pe Doamne ferește, cum să pui pe Instagram așa? Dar ce, pe vremuri nu se făcea poză cu răposatul și se punea la oglindă în casă? Ce, n-ai văzut vreodată? Daci, da. N-ai văzut? Și nici nu doresc să văd așa ceva. Serios, știu că era acum 100, 200 să... 100, nici tari 100 de ani. Deci este acum 30-40 de ani să făcea poză de aia, de avea margine așa, și să făcea poză cu răposatul, să punea acolo în casă. Da, îți găsesc, deci. Acum la Galați o să fie un album întreg, da, ai timp. Da, la Galați, da. Eu aici îți vine să râzi pentru că mie mi se pare că administrația zice, bă, ce scrie la carte aici? Scrie că nu se poate. Bă, nu se poate. E, uite, astea situații în care trebuie să se poată. Auzi, da, termen. Dar nu poți să le spui oamenilor care au cea mai mare durere a lor, să le corect. Spui, mă scuzați, azi e joi, mai încercați dumneavoastră luni, vedem dacă prindem loc marți. Păi și eu ce fac, nene? Acum, dacă... Hai, vă descurcați dumneavoastră, vorbiți cu băieții să vină ei pe nașpa, că facem înmormântări pe ascuns. Dacă în Delta s-au găsit produse expirate de 7 ani, îți dai seama ce o să se găsească. Deșteptarea